Chemarea monstrului de Patrick Ness Capitolul 3 Școala În timp ce se ridica, simțea deja gustul sângelui în gură. Își mușcase buza pe dinăuntru în momentul impactului cu pământul, iar acum, că reușise să stea iar în picioare, se concentra pe gustul de sânge din gură. Pe mirosul ăla bizar, ușor metalic, care te face să vrei să scuip instantaneu, ca atunci când ai mușcat din ceva ce nu este deloc comestibil. În loc să scuipe, înghiți. Harry și gașca lui ar fi fost în extaz dacă s-ar fi prins că sângera. Îi auzea pe Anton și Sally râzând în spatele lui și știa cu precizie expresia de pe fața lui Harry, deși nu îl putea vedea. Ar fi fost în stare... Chiar să ghicească ce avea să spună Harry, pe tonul ăla lui calm, amuzat, ce părea să imite fiecare adult insuportabil pe care ți-a fost dat vreodată să-l întâlnești. – Ai grijă la treptele alea, le atenționă Harry, să nu cumva să cazi. – Da, cam așa ceva. Nu de mult lucrurile stăteau cu totul altfel. An de an, Harry fusese mica minune blondă răsfățatul profilor și al antrenorilor de sport. Era întotdeauna primul care ridica mâna la ore și era cel mai rapid jucător de fotbal american. Dar, dincolo de toate astea, nu era decât un alt puș din clasa lui Connor. Nu fusese niciodată prieten cu adevărat. Harry, de fapt, nu avea prieteni. Avea doar admiratori. Anton și Sally nu făceau altceva decât să-l urmeze ca niște umbre și să se hăhăie la fiecare mișcare de-a lui. Dar nici dușman nu se putea spune că erau. Pe Connor l-ar fi surprins puțin să știe că Harry avea habar cum îl cheamă. Cu toate astea, undeva pe parcursul ultimului an școlar, ceva se schimbase. Harry începuse să-l observe cu atenție pe Connor. Îi prindea privirea și se uita la el cu un fel de amuzament detașat. Schimbarea asta nu se produse în momentul în care începuse faza cu mama lui Connor. Nu, asta se întâmplase mai târziu, când Connor începuse să aibă coșmarul. Adevăratul coșmar, nu porcăria aia cu arborele, ci coșmarul cu urlete și prăbușiri, coșmarul despre care n-avea de gând să povestească nimănui. În perioada în care Connor începuse să aibă coșmarul ăla, Harry îl observa ca și când Conor ar fi afișat brusc un semn secret pe care numai Harry îl putea vedea. Un semn care îl atrăgea pe Harry spre el, așa cum o bucată de fier este atrasă de un magnet. La începutul anului, chiar în prima zi de școală, tocmai se pregătea să iasă în curtea școlii când Harry i-a pus o piedică de la făcutuna cu pământul. Și uite așa a începuse totul. Și tot așa și continuase. Connor rămase cu spatele la Anton și Sally în timp ce ei se hlizeau în continuare. Își trecu limba peste rana din interiorul buzei, verificând cât de gravă era situația. Deloc îngrozitor. Avea să supraviețuiască, asta în cazul în care reușea să ajungă până în clasă, fără să se mai întâmple ceva. Dar evident, fix atunci, se mai întâmplă ceva. Lasă-l în pace!" auzi Connor și vocea-l făcuse tresare. Se întoarse și o zări pe Lily Andrews, înfruntându-l furioasă pe Harry, chestie care i-a făcut pe Anton și Sally să râdă și mai tare. Pudelul tău e aici! Gata să te salveze!" comentă Anton. Nu fac decât să echilibrez puțin conflictul," pufăi Lily cu buclele părului răzlețite de parcă ar fi fost într-adevăr un pudel oricât de mult s-ar fi străduit să și le prindă. O, Mally, vezi că scurge sânge din buză, zise Harry pe un ton calm, ignorând-o pe Lily. Connor își duse mâna la gură într-un gest automat, dar era prea târziu să mai oprească picătura de sânge care îi se ivise în colțul buzelor. Va trebui să o pună pe măsa cheală să-l pupe, ca să-i treacă, urlă Sally, Stomacul lui Connor se făcu ghem. O minge de foc, un soare mic care îl consuma din interior. Dar Lily reacționa înaintea lui, cu nurle de furie, îl împinse pe Sally în tufișurile din spatele lui iar acesta, luat prin surprindere de reacția ei, se prăbuși pe spate. Lilian Andrews! tună o voce din cealaltă parte a curții. Încremenire toți ca la un semn. Până și Sally, aflat în plin avânt să se ridice, rămase nemișcat. Doamna Quan, directoarea școlii, venea ca o furtună spre ei, încruntată în așa hal încât părea că are o cicatrice înfierată între sprâncene. Doamnă, să știți că ei au început!" zise Lili, aflată deja în poziție de apărare. Nu vreau să aud nimic, domnișoară!" Sullivan, ești bine?" Sally aruncă o privire spre Lili după care afișă o mutră suferindă. Nu știu, doamnă, cuan. cred că ar trebui să merg acasă. Nu întrece măsura. Lilian, la mine în birou imediat. Dar, doamnă, el Acum, Lilian. Dar râdeau de mama lui Connor. Ultima propoziție îi făcu pe toți să înlemnească din nou, iar soarele din stomacul lui Connor se făcu și mai fierbinte gata să-l înghită de viu. Revăzu cu ochii minți o fracțiune din coșmar, vântul care șuiera și bezna arzătoare. Refuză să lase imaginea să ia în ploare. E adevărat, Connor? întrebă doamna Quan cu o mină la fel de serioasă precum cea unui preot care se o slujbă. Conner simțea gustul sângelui pe limbă și asta îi provoca o greață teribilă, se uită la Harry și la gășcarii lui. Anton și Sally păreau îngrijorați, pe când Harry nu făcea altceva decât să se holbeze la el, netulburat și calm, de parcă era sincer curios să afle ce avea să spună Connor. Nu, doamnă, nu e adevărat," zise Connor înghițindu-și sângele. De fapt m-am împiedicat și am căzut, iar ei mă ajutau să mă ridic. Chipul lui Lily se transformă sub șocul surprizei. Rămase cu gura căscată, dar nu scoase niciun sunet. Mergeți la ore! În afară de tine, Lilian! Lily continua să se uite la Conner în timp ce doamna Coan o trăgea după ea, dar Conner îi întoarse spatele. Dădu nas în nas cu Harry, care l-aștepta ținându-i ghezdanul. Bună mișcare, O'Malley, zise Harry. Conner nu spuse nimic, smulse ghiozdanul din mâinile lui Harry și își văzut de drum spre clasă.